Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Vreau să vă spun astăzi ce pun eu în bagajul pentru spital. În momentul în care filmez acest clip, mai am fix 2 săptămâni până la termenul calculat al venirii pe lume a bebelușului nostru pe care l-am aici în burtică, de aceea sunt așa și mare și răsuflu și greu, vorbesc și foarte greu pentru că obosesc și sunt acum în febra aceasta a pregătirii bagajului pentru spital. Trebuie să am geanta făcută pentru că se poate întâmpla în orice moment ca bebelușul să decidă să vină pe lume și să iasă din burtică, așa că îmi pregătesc geanta pentru spital și m-am gândit să vă spun și vouă ce pun eu în bagajul de spital, poate să inspir alte mămici care nu știu ce să-și ia cu ele, care nu știu ce să pună în valiză. Și vreau să vă spun ce iau eu cu mine, așa că mi-am făcut o listă, o am aici cu mine până iau eu lista, însă mi-ar plăcea dacă v-ați abona acestui canal, dacă nu ați făcut-o încă. Pentru voi nu e decât un simplu click, acolo apăsați butonul de subscribe, dar înseamnă foarte mult pentru mine și mă ajutați foarte mult și vă mulțumesc dacă vă abonați, vă mulțumesc că mă urmăriți și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Așadar, să vedem ce pun în bagajul de spital. Eu o să nasc la spitalul St. Josef din Hietzing, din sectorul 13 de aici, din Viena. M-am înregistrat online. Pentru cele care vreți să știți cum să faceți înregistrarea la spital, urmăriți clipurile în care vă explic ce să faceți în trimestrul 1 de sarcină. Acolo vedeți exact cum vă puteți înregistra la spital și să vă alegeți spitalul pe care îl doriți. Așa cum vă spuneam, eu o să nasc la St. Josef, lucrurile merg foarte repede online. Înregistrarea la spital se face online și toate formularele și toate documentele vă sunt trimise prin poștă, iar în aceste documente pe care le-am primit și eu am găsit și o broșură în care mi se spunea exact ce este necesar să iau cu mine în momentul în care merg la spital să nasc. Și bineînțeles, ca orice mămică, pregătim bagajul acesta înainte pentru că în momentul în care bebelușul decide să vină pe lume, e bine să avem totul pregătit. Așadar, trebuie să calculați, să spun așa, ceea ce vă este necesar pentru spital în funcție de modul în care o să vină pe lume bebelușul. Dacă bebelușul o să vină pe cale naturală, atunci o să stați în spital 2-3 zile. În cazul în care totul este în regulă, chiar și 2 zile sunt suficiente, mai ales dacă sunteți la al doilea copil, aveți ceva experiență și totul decurge foarte bine și foarte natural. În cazul în care nașteți prin cezariană sau există anumite complicații, anumite situații speciale, atunci considerați că puteți să stați în spital chiar și o săptămână. Deci lucrurile pe care le luați cu voi să fie așa cam pentru o săptămână. Primul lucru de care aveți nevoie și pe care ar fi bine să nu uitați acasă este Mutter-Kind-Passul, adică carnețelul acela galben cu tot ceea ce înseamnă analize pe care le-ați făcut în perioada în care ați fost însărcinată. Și încep lista cu acest Mutter-Kind-Pass pentru că este foarte important și de obicei când suntem în grabă uităm actele, așa că puneți-l încă de la început în rucsac sau în geanta pe care o luați cu voi. Eu am făcut acest lucru și dacă aveți analize pe care nu le-ați dat încă în spital, tot ceea ce ține de acte și analize medicale pe care le-ați făcut în perioada în care ați fost gravidă, este bine să le luați cu voi, să le aveți la spital. Iar în ceea ce privește bagajul propriu-zis, o să vă spun întâi cam ce aveți nevoie pentru mamă și ce aveți nevoie pentru bebeluș. Pentru mamă se cer foarte puține lucruri și anume aveți nevoie de o pereche de papuci de casă, papuci de interior cu care să stați acolo în spital, aveți nevoie de o cămașă de noapte, eventual vă puteți lua una cu sistem de alăptare, în cazul în care optați pentru alăptare, e bine să aibă năsture aici în față sau să fie cumva din aceasta specială pentru alăptat și un halat de casă dacă considerați că este necesar, deși acum vara nu cred că este neapărat necesar să aveți un halat. dar dacă sunteți purtătoare de halat, vă puteți lua și un halat cu voi, vă puteți lua șosete, de exemplu, dacă știți că aveți probleme cu frigul sau mai ales iarna, aș spune că sunt indicate șosetele, deși și acum vara sunt multe femei care sunt sensibile la aerul condiționat, cum sunt și eu, mie nu prea îmi place cu aerul condiționat. Și dacă aveți probleme cu picioarele reci și așa mai departe, e bine să aveți în geantă și o pereche de șosete. Iar pe lângă acestea aveți nevoie, după ce o să nașteți, eventual de, așa cum vă spuneam, cămașa aceasta de noapte care să aibă sistem de alăptat și un sutien care să vă susțină, o bustieră care să vă susțină sânii și să fie potrivită pentru alăptat. Tot pentru sâni vă recomand, și este scris și pe lista pe care am primit-o de la spital, să vă luați dischete din acelea discuri care să vă protejeze bustiera sau cămașa de noapte, pentru că o să curgă lapte din sâni și să nu vă murdăriți. Atunci e bine să aveți discuri din acelea care să protejeze. Stilleinlagen se numesc pe germană și le găsiți la DM, dacă nu știți de unde să le cumpărați, sau pe Amazon găsiți. Cred că o să primiți și de la spital, dar e bine să aveți cât mai multe la voi, pentru că știu și de la prima naștere o să aveți nevoie și sunt foarte folositoare, nu doar în spital, ci și după, atâta timp cât alăptați. Bineînțeles că aveți nevoie și de produse de toaletă, ce aveți voi nevoie, un prosop, eventual și tot ceea ce considerați voi că este necesar pentru a vă face toaleta, mai ales dacă nașteți natural, o să vă fie ușor să vă faceți un duș și după cezariană, însă 2-3 zile așa mai târziu, deci e bine să aveți și produsele acestea de toaletă, să aveți la voi o carte sau o muzică sau telefonul încărcat, nu uitați de încărcătorul pentru telefon. Și acesta este foarte important și în funcție de ceea ce vă place vouă să faceți. Dacă așteptați mult în travaliu și nu aveți dureri foarte mari, poate puteți să citiți, poate vă place să ascultați muzică, așa că e bine să aveți acolo pe listă și produse din acestea, sau nu știu cum să le spun, care să vă ajute să treacă timpul mai repede în timpul travaliului. Și ceea ce mi s-a părut mie foarte important și la prima naștere, e bine să aveți la voi câteva snacks-uri, câteva chestii de ciugulit, ce vă place vouă, ciocolată sau dulciuri sau ceva de ciugulit, pentru că la spital nu o să primiți chestiuni de genul acesta, o să primiți masa de la spital, dar nu și lucruri de ciugulit, iar eu simțeam nevoia, după ce am născut prima dată, să mănânc ceva dulce. Îi tot spuneam soțului să-mi aducă ciocolată, pentru că eram foarte obosită și creierul meu cerea zahăr și cerea dulciuri, iar din spital nu aveam de unde să le cumpăr. Așadar, e bine să puneți acolo în geantă și câteva dulcegării din acestea, câteva chestii de ronțăit, mai ales că acum cu corona este mai greu pentru parteneri să intre în spital și să vă aducă ori de câte ori aveți voi vreo poftă. Eu o să-mi pun sigur în bagaj și ceva de ronțăit și de mâncat, cred că ciocolată cel mai probabil, deși acum cu căldurile acestea nu știu dacă este foarte indicat, dar sigur o să am și ceva la mine pentru a prinde energie după ce o să nasc. Și cam acestea ar fi lucrurile importante pentru mămici. Pentru copii este foarte simplu. Aveți nevoie doar de lucruri pentru a externa copilul, adică un costumaș și ce considerați voi că este necesar în funcție de ce vreme este afară și așa mai departe. Eu o să las hăinuțele de bebeluș pregătite și o să-mi aducă soțul meu, în funcție de ceea ce avem nevoie, de cât de cald o să fie afară, de când o să externăm copilașul. Deci doar atât aveți nevoie pentru copilaș. Nu uitați eventual de o căciuliță. Dacă mergeți cu mașina, cu aerul condiționat, e bine să aveți și o căciuliță la voi. Și, bineînțeles, lucruri pentru externat aveți nevoie și pentru voi ca mame. Asta în funcție de cum plecați de acasă, dacă vi se rupe apa, dacă plecați în cămașă de noapte. E bine să aveți și un schimb de haine, să spun așa, de stradă cu care să puteți să ieșiți din spital, eventual câteva numere mai mici față de ceea ce ați avut când erați însărcinată, pentru că o să lăsați o parte din kilograme acolo la spital după ce nașteți. O parte le luați cu voi în brațe, o parte o să le lăsați acolo. Și e bine să considerați acest lucru, să nu vă luați haine pe care le-ați purtat în perioada care ați fost însărcinată, că o să vă fie mari, așa că luați câteva haine mai mici, dar haine pentru externat. Iar pentru bebeluș mai aveți nevoie și de o scoică, de aceea să-l puteți pune în mașină, deci acesta este un lucru neapărat necesar, bineînțeles că nu îl puneți în bagaj, dar să-l aveți acolo pregătit, pentru că o să aveți nevoie de el când veniți cu bebelușul acasă. În ceea ce privește mărimea acestor hăinuțe, eu am luat mărimea 56, nu știu câți centimetri o să aibă copilașul în momentul în care se naște, dar am zis că 56 ar fi așa, cam la mediu acolo, o să aibă 51-52 de centimetri și zic eu că mărimea 56 este potrivită pentru bebeluș, deci hainele pe care le pregătiți pentru a externa copilul să fie în mărimea 56, poate chiar mai mici, 52 cred că sau 56 se potrivește și bineînțeles să aveți un pamper, să aveți un scutecel și lucrurile acestea care sunt necesare. În rest, cât stați în spital, nu aveți nevoie de nimic pentru copil. O să primiți totul din spital, inclusiv pamper și inclusiv suzetă, inclusiv, nu știu, creme, tot ce are nevoie bebelușul, tot ce are nevoie nou-născutul o să primiți de la spital. Nu aveți nevoie de nimic, așa cum vă spuneam, doar de hăinuțele pentru a-l lua acasă cu voi. Și cam atât este bagajul de spital, cam atât o să pun eu în geanta pe care o să o pregătesc. Nu sunt foarte multe lucruri, aici în Austria ți se dă de la spital cam tot ceea ce ai nevoie, pentru că nu este indicat să duci în spital, mai ales în secția de nou-născuți, lucruri din afară. Ei le sterilizează, le spală, le pregătesc acolo așa cum este necesar conform normelor de igienă. Deci nu luați foarte multe lucruri din exterior, pentru că o să primiți de la spital tot ceea ce este necesar. Așa a fost în cazul primei mele nașteri și conform listei pe care am primit-o și de data aceasta de la spital, cred că așa o să fie și de data aceasta. Încă o dată vă spun, eu o să nasc la spitalul St. Josef de aici din 13 din Hietzing, spun de aici pentru că e aproape de sectorul unde locuim noi. Și sper să fie totul în regulă și să nu fi uitat ceva pe lista aceasta pe care mi-am făcut-o și de care o să mă ajut când îmi pregătesc bagajul de spital. Sper să vă fie de folos aceste informații. Dacă voi mai știți și alte lucruri sau considerați că mai este necesar și altceva să pun acolo în bagaj, scrieți-mi în comentarii. Mi-ați fi de mare ajutor să nu mă trezesc că sunt acolo la spital și nu am toate cele ce sunt necesare. Vă mulțumesc așadar, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit și până data viitoare vă pup! Pa, pa!